Aveți în fața voastră pe cele două ecrane aici la Atlantykron, acea 24-a ediție, pe un domn, un om important, un om special în primul rând, până la fi important, este un om special, este un om apropiat programului nostru, ne-a vizitat de curând. Este vicepreședintele Fundației World Genesis, este parlamentar în Parlamentul, este congresman în Parlamentul Canadian. Este fost coleg cu Alexandru Mironov la echipa de scrimă a României, a câștigat competiții de scrimă în competițiile, vă spuneam, în vremea anilor, cred că 60, dacă nu mă înșel eu. Este vorba despre domnul Corneliu Chisu din state, din Canada. Îi urez un bun venit la Atlantykron, cred că n-auzi, Cornel. Da, te aud, Sorin. Îmi pare bine că sunt cu voi. Ne-am fi bucurat dacă ai fi fost aici, cum ai făcut în anii trecuți, dar cu siguranță la cele 25 aniversare Atlantykron ne-am bucurat, cel puțin eu și colegii mei, să fi prezent aici când sărbătorim un sfert de secol. Voi fi cu siguranță acolo. Te rog să aplauze până la urmă pentru Corneliu Chisu. Mulțumesc, Sorin, pentru introducerea pe care ai făcut-o. Încă o dată vreau să menționez că sunt Corneliu Chisu și sunt deputat în Parlamentul Canadian, fiind primul român ales în Parlamentul acestei minunate țări, care este Canada, țara frunzei de arțar. Circumscripția mea electorală incorporează centrala nucleară din Pickering și iată că s-a creat și o legătură neficțională între mine, Pickering, Cernavodă și Canada. Canada este a doua țară, ca mărime după Rusia, dar cu o populație numai de 35 de milioane de locuitori. Vreau să vă spun că, pregătire profesională, sunt inginer fizician, am terminat facultatea de electronică și telecomunicație din București în 1971 și am luat un master la Universitatea din Toronto în 1988. Și am fost până la alegerea mea în Parlament vicepreședintele Asociațiilor Inginerilor din provincia Ontario, care are ca și capitală orașul Toronto și această asociație incorporează pe toți inginerii profesioniști din provincia Ontario, care sunt în număr de 80.000. La fel cum Sorin a menționat, sunt vicepreședintele Fundației World Genesis Foundation, și ca una dintre asociațiile internaționale care sprijină educația tinerilor, îmi face deosebită plăcere să aduc salutul meu Academiei de Vară pentru Tinere, Știință, Viitorologie și Science Fiction Atlantykron, ediția 24. Am participat personal și am amintiri deosebite plăcute la ediția numărul 22 în anul 2011, puțin după ce am fost ales în Parlamentul Canadian. Vreau să vă menționez că această manifestare este un fenomen unic în România, nu numai ca idee, dar și ca durată, un loc în care se desfășoară demonstrații științifice și cursuri de artă și de comunicare într-un mod cu totul nou, care ilustrează interacțiunea între umanitate, știință, artă și natură într-un unic context spiritual, legat profund de istoria de milenii a castrului Capitala. Vreau să menționez că sufletul acestor inițiative este Sorin Repanovici, pe care, dacă nu mă înșel, cunosc de aproape 20 de ani. Împreună cu mentorul lui, scrimerul, omul de știință, omul viitorului și autorul Alexandru Minoro, de care mă leagă o prietenie de aproape o jumătate de secol, ei au avut ideea și au reușit să creeze această academie non-formală, având ca scop educația tinerilor la care s-au raliat în timp experți de talie mondială și voluntari din mai multe țări din lume. Felicitări, Sorin, felicitări tuturor! Îmi place de a saluta și pe numeroșii prieteni cu care m-am întâlnit la Atlantykron 2011, personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, Italia, SUA, care participă în acesta la Atlantykron 2013, ferestre către viitor.
la fel ca și pe tinerii participanți din toate zonele României, din SUA, Italia, Macedonia, Republica Moldova, India. Vreau să menționez că eu sunt un nativ din satul mare, din nord-vestul României, orașul care este destul de important. În special, doresc să-l salut pe astronautul Dumitru Plunariu, despre care am vorbit la întâlnirea mea recentă cu astronautul Chris Hadfield, recent întors din spațiu după mai mult de 6 luni petrecute în stația orbitală. Chris Hadfield mi-a spus că l-a cunoscut pe domnul Plunariu și că s-au înțeles foarte bine. Doresc încă o dată pe această cale să urez succes tuturor participanților la această ediție a Atlantykronului și fie ca această manifestare să creeze prietenii de o viață. Mulțumesc, Sorin, că mi-ai dat această oportunitate de a interveni și de a fi cu voi în spirit pe această insulă nemaipomenită din mijlocul Dunării. Corneliu Chisu! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase despre Atlantykron. Le simt că au fost puse din suflet. Aș fi vrut să fie aici alături de noi. Nici o lepră mai fost aici până la urmă în seara aceasta și ai transmis gândurile tale așa cum de altfel le așteptam. Într-adevăr, prietenile care s-au legat în ultimii ani sunt importante și cu siguranță vor urma și alte momente în care atât relațiile de prieteni între noi cât și acțiunile pe care noi le vom face împreună, activitățile care le facem împreună, vor fi pentru acela scop, acela educațional, interesul fiind să oferim celor tineri informare, acum ferestecă de viitor, dar cu siguranță vom avea și alte motouri și alte gânduri pentru ediția ce vor urma. Mulțumesc frumos! Dacă mai dorești să mai adaugi ceva, ești binevenit. Vreau să adaug numai un singur lucru. Voi ați făcut o manifestare care are 24 de ani. Nu multe evenimente în România au ținut 24 de ani. Deci este un unicat din punct de vedere al lucrului pe care voi l-ați făcut și pe care continuați să-l faceți. Este o inițiativă remarcabilă. Aceste inițiative se înscriu în valorile, să zicem, mondiale ale umanității. Mulțumesc, Sorin, mulțumesc tuturor. Îmi pare bine că am fost alături de voi. La revedere, Cornel. La revedere, Canada. Corneliu Chisu, vicepreședintele Fundației World Genesis.